găsit la știrile din sport. FC Brașov continuă să se întărească pentru a putea să-și atingă obiectivul, promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Fundașii centrali Ionuț Puțanu și Ion Prodan vor ajunge la echipa de sub Tâmpa. Dacă Puțanu a jucat și în tur la galbenegri, fostul internațional de tinere din Republica Moldova, Ion Prodan, vine de la Academica Chișinău. Oficialii clubului FC Brașov sunt în tratative cu doi fundași centrali care să completeze golurile din compartimentul defensiv al trupei de sub Tâmpa. Astfel, fostul stegar Ionuț Puțanu și fundașul moldovean Ion Prodan vor semna contracte cu echipa condusă de Mihai Stere. Moldoveanul Ion Prodan a făcut deja un antrenament alături de galbeni-negri, urmând ca în zilele următoare să parafeze înțelegerea cu FC Brașov. Prodan are 24 de ani și în cariera sa a jucat la Zimbrul Chișinău, Mislami Orhei, FC Speranța, Clinceni, FC Saxan și Academia Chișinău. Fundașul are 6 prezențe naționala sub 19 ani și a jucat în 22 de partide pentru selecționata de tinereta Moldovei. Ionuț Puțanu este așteptat în această săptămână la Brașov, urmând ca cel mai probabil joi să se alăture lotului condus de Mihai Stere. Puțanu a evoluat în 7 partide în campionat pentru FC Brașov și a marcat un gol. El a jucat și în 2 meciuri din Cupa României în tricoul galben-negru. În etapa cu numărul 21 din seria a doua a Ligii Secunde de Fotbal, Unirea Târlungeni primește vizita formației FCM Baia Mare. Partida se anunță una extrem de dificilă pentru trupa lui Dan Bona, care are nevoie mare de puncte. Brașovenii nu au câștigat niciunul în 2016 și sunt la 12 lungimi distanță de Olimpia Satu Mare, echipa de pe locul 10 din clasament. Un meci extrem de dificil, o echipă care am văzut-o și duminică la meciul cu UTA, s-a întărit doar cu jucători care au jucat la Liga 1, jucători cu experiență, cu o bancă de rezerve care, sincer, poate să pună probleme oricând la titulari. Noi venim după două rezultate slabe, după două jocuri iară spun slabe, sper măcar acum în ceasul 12, chiar dacă plecăm cu șansa a doua cu Baia Mare, să ne trezim și să încercăm să adunăm puncte pentru play-out. Baia Mare vine la Târlungeni cu gândul la toate cele 3 puncte. Băimărenii ocupă poziția a doua în clasamentul seriei cu 38 de puncte, la egalitate cu liderul CSM Râmnicu Vâlcea și cu formația de pe locul 3, Chindia Târgoviște. La Unirea Târlungeni vor reveni suspendații din etapa trecută, Sorin Marin și Bogdan Minciună, astfel că Bona poate alinia cel mai bun 11. Partida dintre Unirea Târlungeni și FCM Baia Mare se va disputa miercuri cu începere de la ora 15. Corona Wolves Brașov va încheia sezonul regulat pe poziția a treia în Liga Națională de Hockey pe Gheață. Lupii au câștigat în weekend jocurile cu Sportul Studențesc, iar luni s-au impus în fața hocheiștilor de la Steaua București și nu mai pot fi ajunși în clasament de gruparea militară. În semifinalele campionatului, Corona Wolves Brașov va juca împotriva campioanei CSM Dunărea Galați, iar finalista se va decide după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. După cele două victorii din weekend cu Sportul Studențesc, Lupii au trecut de Steaua București cu scorul de 4-3 pe reprize 1-1, 2-0 și 1-2 la Cârța și nu mai pot fi prinși în clasament de formația bucureșteană. Steaua a început mai bine și a deschis scorul prin Anton Butocnov, dar Evgeni Pisarenko a egalat cu 3 minute înainte de finalul primei reprize și astfel s-a intrat la cabine la egalitate, scor 1-1. Partea a doua a aparținut hocheiștilor lui Otto Cheresteș, care s-au distanțat pe tabela de marcaj după reușitele semnate de Matias Biro și Jolt Molnar. După doar 5 minute de joc scurse din ultima treime, roșalbaștrii au reușit să restabilească egalitatea, Anton Butocnov și Andri Butocnov învingându-l pe Zoltan Toche. Egalitatea nu a rezistat decât jumătate de minut pentru că Tivadar Petreș a marcat golul victoriei brașovenilor. Cu cele 3 puncte acumulate, Lupii sunt siguri de locul 3 în clasament la finalul sezonului regulat. În semifinale, Corona Wolves Brașov va întâlni campiona în titlu Dunărea Galați. Primele două confruntări vor avea loc la Galați săptămâna viitoare pe 14 și 15 martie. Următoarele două jocuri sunt programate la Brașov, iar dacă va fi nevoie, meciul decisiv se va disputa la Galați. Mini-campionatul Promorelli destinat piloților amatori a ajuns la final. Campionii Promorelli au câștigat cursuri de pilotaj la celebre școli din țară. Ultima etapă a seriei a inclus și o competiție rezervată exclusiv doamnelor și domnișoarelor, care au demontat mitul conform căruia femeile nu pot conduce la fel de bine ca bărbații. O idee foarte bună pentru tinerele fete care doresc să-și arate îndemânarea. Nu e cazul meu, mă deosebit. Credeți în mitul acela, precum că bărbații sunt mai buni la volan decât femeile și femeile mai bune la cratiță? Nu neapărat, se pot inversa rolurile foarte bine. Nu, sunt bărbații foarte buni și la cratiță, vă garantez eu.
Există și excepții. Dar am văzut și bărbați care conduc mai mult mai prost decât femeile, deci clar. Nu. Este foarte interesant și cred că o să fie o experiență unică. Promorally 5, competiția brașoveană destinată piloților amatori, și-a desemnat câștigătorii. Brașoveanul Ionuț Enasel a fost cel mai bun la clasa regină R3 și a intrat în posesia Marelui Premiu, un curs de pilotaj oferit de Napocarele Academy. El va beneficia și de un curs de rally coaching alături de cunoscutul pilot de raliuri Deni Ungur. În clasamentul clasei R2 s-a impus un alt pilot de sub tâmpa, Tudor Oancea, care se va bucura de un curs de pilotaj alături de campionul brașovean Dan Gârtofan. Este un punct de plecare pentru cei ce doresc să ajungă să participe în campionatul național de raliuri sau în campionatul național de viteză pe traseu montan. Este o competiție care dispăruse de mulți ani. E important să cei tineri sau cei care își doresc să intre în lumea sportului cu motor să aibă un cadru organizat în care să își arate maestria și de ce nu să învețe din arta condusului sportiv. Câștigătorul clasei R1 a fost Mihai Popa. El și-a trecut în Concea de a treia victorie de etapă și va beneficia de un curs de pilotaj la școala legendei automobilismului românesc Ștefan Vasile. Popa va debuta și în campionatul de viteză în coastă, unde va alerga la bordul unui Suzuki Ignis pentru Sibiu Rally Team. Cupa Diesel a fost câștigată de Norbert Szabo, care va fi școlit de Deni Ungur în următoarea perioadă. A scăzut constant numărul de participanți. Probabil că apropierea primăverii și secerea precipitațiilor a adus alte îndeletniciri celor care voiau să-și măsoare puterile și talentul pe traseul de concurs stabilit de noi. Una peste alta, credem că este o reușită prim campionat organizat. Vom continua și la anul în toamnă. Astfel, după 5 etape, s-a încheiat prima ediție a campionatului județean intitulat Promorally. Cursele s-au bucurat de o participare numeroasă, iar câștigătorii au acum o oportunitate de a intra în lumea nebună a sporturilor cu motor. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme cu Mara.